aduce aminte, poate, și de cunoaștere pentru prima dată pentru alții a colindelor noastre românești. Mi-aș dori foarte mult să le ascult la radio, de exemplu. Știu că sunt două radiouri care, în perioada sărbătorilor de iarnă, pun numai colinde. Prea puține colinde românești. Foarte multe colinde din afară, foarte frumoase, dar mi-ar fi plăcut să aud și colindele noastre românești și cu siguranță că, nu știu, probabil 80% dintre ascultători n-au auzit niciodată colindele acestea, care sunt atât de frumoase și este păcat. Dar, totodată, vă dați seama ce muncă fac acești oameni să poartă în continuare straiele noastre românești tradiționale și să cânte în continuare colinde pe care prea puțin le cunosc. Și prin ceea ce fac ei, practic perpetuează și încă păstrează vii aceste frumuseți muzicale și vestimentare. Așa că le mulțumim încă o dată.